ziua, ne aflăm în data de 21 februarie, ziua de luni. Am venit în stupina Popii Vatra de la Păiușeni. Eu sunt Florin, cea care filmează este soția mea Diana. Împreună ne ocupăm de stupina Popii. Facem a doua vizită din acest an. Am fost acum o săptămână și am văzut situația în stupină. Am restrâns familiile de albine, cuiburile. De pe 7 rame sau de pe 6 rame am restrâns la 4 sau la 3 rame, unde a fost cazul chiar și pe 2 rame. Am administrat câte jumătate de kilogram de turtă proteică de aceasta Honey Bee, pe care am achiziționat-o de pe internet. Se găsește pe mai multe site-uri, cred că se găsește și în magazine apicole. Cum vedeți aici, avem și cutia. Da. Turtele le-am tăiat acasă. Le-am tăiat acasă, ele vin în pachete de 1 kg. Le-am tăiat acasă ca să ne fie mai ușor să le punem în stup. Am verificat săptămâna trecută dacă matca este în continuare prezentă în stup. Am verificat dacă a pontat, adică dacă a depus puiet. Am verificat rezervele de miere și am intervenit cu rame de miere acolo unde a fost nevoie. În continuare vom deschide un stup Buckfast, 100% matca a fost cumpărată de la un, să spunem așa, fabricant de măci din zona noastră, de măci de rasă. Matca aceasta are deja 2 ani și jumătate, a fost o matcă foarte bună. Anul trecut țin să vă spun că la Salcâm am avut o recoltă de peste 20 de kilograme de la acest stup. Haideți să-l deschidem și okay, să vedem care este situația. Eu aici văd că l-ai în fața altor... Poți să vii mai aproape să vezi cum l-am împachetat. Știu că aceasta este o ladă nouă. Lăzile sunt noi, făcute anul trecut. Să spunem așa, după un mecanism apicol italian, după model italian. Nu sunt foarte încântat de aceste lăzi, dar o să vedem anul acesta cum se prezintă în timpul producției de salcâm. Am așezat, iată, pe podișor, am așezat, iată, mai multe pături. Aici avem, nu l-am luat, hrănitorul, cumpărat iarăși de pe internet, cred că vreo 7 lei a fost. Istanbul, Petex, nu știu ce, oricum, hrănitor normal, obișnuit. Și după ce ridicăm acest... Am împachetat aici stupul. Acum s-a prins, dar nu e nicio problemă. De asta mie nu-mi place acest tip de lăzi albine, priviți. Albina se așează iată, pe acest material. E mult mai ușor cu doscuțe. Iată, cu podișoarele acelea făcute din doscuțe. Folia de ziar nici nu mai punem, albinele iată ca și roso. Stupul acesta menționez că a fost iernat cu 7 rame. Am încercat ca ramele să fie bine acoperite de albine. După cum vedeți, turta a fost consumată în întregime. Și acest stup l-am, să spunem așa, pregătit, l-am împachetat în această primăvară, după metoda Blinov, diafragmă iată de polistiren, l-am restrâns pe 5 rame, după care încă diafragmă și aici am așezat niște rame cu miere de albine. Vreau să văd dacă albinele au consumat mierea pe care am așezat-o eu după aceste rame, miere pe care am descăpăcit-o. Și într-adevăr, e foarte consumată. Mierea a fost consumată într-o săptămână, vedeți în urmele. Totalitate. O să vedem în continuare. Uitați, miere consumată în totalitate. O să vedem în continuare cum stă cu mierea în cuib, nu? În cuib. Uite, aici nu a consumat. Nu a consumat. Dar probabil o să urmeze, nu o să o lași acolo. Probabil că da. Să vedem care e situația în stup. Așa cum știți sau poate nu știți, albina Buckfast este o albină deosebit de blândă. Am rămas impresionat că
toate familiile de, familiile de Albine Bucfa s-au și rânat foarte bine. Am scos prima ramă din cuib. Ce ne poți spune, Diana, despre această ramă? Despre această ramă pot să spun că avem miere, ceea ce e exact, foarte bine. Care miere. Avem păstură, aici mai închisă la culoare. Iar aici avem puiet. Puiet căpăci și puiet larvar. Exact. Ne poți arăta puțin puietul larvar? Cât de bine se vede? Se vede. Avem aici puiet larvar într-o fază mai incipientă, nu? Sigur. Și după aici cum... puiet larvar aproape de căpăcit. Exact. După cum puteți observa, Diana lucrează fără mânuș. Albinele sunt foarte, sunt foarte blânde. Haideți să ne scoatem o ramă. Bine, să ne înțelegem. Aici stau liniștită cu mâna pe sub, la Bucfest sau Bucfast, cum îl numiți. La acele carpatine nu pot să zic că stau la fel de liniștite, dar e în regulă. Încă o ramă foarte, foarte bine structurată, nu să zicem, sau... Foarte bine structurată, foarte bine pontată de către matcă. Matca își face foarte bine treaba. Pontată, adică împuiețată. Avem puiet. Exact. Eu fac aceste precizări în caz că avem persoane care vor să se apuce de supărit și albinerit, cum zicea soțul când era copil. Verificăm și prezența mătșii ca să vă arătăm. Unde vedem puiet sau puiet larvar, într-o familie de albine este clar că există și matcă. Iată, avem și câțiva trântori. Acum voiam să te întreb, acestea, ouăle acestea sau cum să le numim? Ouă, nu? Le da. Putem numi ouă. Care sunt mult mai înalte. Vedeți că cele de albine sunt la nivel, la nivelul fagurelui. Iar acestea mai înalte sunt de trântore. Înseamnă că e foarte bine dezvoltat, nu? În moment, din moment ce matca deja depune o de trântore. Iată că am identificat și ramul pe care se află matca. Uitați ce frumoasă e. Noi le colorăm pentru a ști din ce an sunt. În fiecare an avem exact. O altă culoare. Fiecare an are culoarea lui specifică. Anul trecut avem folosită culoarea verde și acum 2 ani am folosit culoarea aceasta albastră, acesta deschis foarte frumos. Supul se prezintă foarte, foarte bine. O să... Să înțeleg că ești mulțumită. Mulțumit. O să scot și ultimul ram. Haideți să vedem ce se află și aici. Ultimul ram, iată, este un ram cu miere. Plin cu miere, adică... Mai poți să întorci pe cealaltă parte palma mea atâta și... Da, este un ram cu miere, are cam 2 kg și jumătate de miere. Așa, să-ți țin eu de polistiren. Deci chiar n-am nicio problemă să țin mâna în stup, fără mânuși. O să-l așezăm înapoi. După cum vedeți, afumătoarea e deoparte, n-avem nicio treabă cu ea, n-o folosim. Sigur. Stupul o să rămână în continuare pe 5 rame, adică cuibul, dar o să îi dăm, iată, după diafragmă, după metoda Blinov, o să descăpăcim acest ram, care are în jur de 500-600 de grame de miere, poate chiar mai bine. Ca până la vizita următoare, albinele să poată consuma. În această perioadă este foarte important ca albinelor să nu le lipsească hrana. De cele mai multe ori, stuparii pierd albine nu peste iarnă, ci primăvara. Tocmai din cauza că nu au grijă la... Ok, întoarce puțin ramul, te rog. Așa, și mișcă-l așa. Nu, lasă-l drept. Nu știu dacă puteți să observați, dar aici avem miere descăpăcită. Da, ramul mai are miere. Întoarce așa puțin, sclipește, mirea sclipește. Și ramul acesta îl punem
Eu știu că tu cum ai o metodă prin care îți dai seama ce ram să îl introduci. Și anume cântărit tu cu mâna, nu? Exact. Care e mai greu de obicei? Adică atunci când ai mai multe variante de ram, alegi pe cea mai grea. Exact. Ok. Și, și venim cu încă un ram. Tot cu miere. Care mai are ceva miere. Și la fel o descăpăcim. Acum nu mai ai nevoie de foarte multă miere, deoarece și în cuib se află destul de multă miere. Albinele încă au miere, dar consumul de primăvară este mult mai mare. Rămas la consumul de primăvară, ne ziceai că primăvara se consumă mult mai multă miere. Mult mai multă miere decât iarna. De ce? Să fim foarte atenți, deoarece acum, în această perioadă, familiile de albine pot să dispară, adică să moară. Okay. De ce se consumă foarte multă miere? Da. Deoarece familiile de albine se află în plină expansiune. Matca ponteață depune puieți, se consumă mult mai multă energie cu creșterea puietului. Albinele deja din cauza temperaturilor mai ridicate de 14, 15, 16 grame grade, nu mai rămân în ghep. Se răsfrâng de-a lungul stupului, energia se pierde mult mai mult și un mare consum de energie este tocmai din cauza creșterii puietului. De aceea stupii trebuie și ținuți cât mai restrânși în stup, căldura păstrată cât mai bine și chiar păstrarea împachetării din timpul iernii trebuie menținută și în această perioadă de primăvară. Ok, deci consumând mai multă energie, consumă și mai multă mâncare. Exact. Bineînțeles, ca și omul până la urmă, că și noi dacă și lucrăm o zi întreagă la albine, mâncăm mai bine. Și încă un aspect deosebit de important, albina, dacă ați observat, n-aveam aici comparație. Am încercat ca toate albinele să-și păstreze corpul gras. Format toamna. Albinele au corp gras din cauza faptului că uite aici ce grăsane. Mierea din stup lipsește cu desăvârșire sau turta proteică lipsește în această perioadă. Albina consumă foarte mult din corpul gras. Odată că n-are ce mânca și în al doilea rând consumă foarte mult cu creșterea puietului. Și atunci ne trezim, exact, ne trezim că vom avea dezvoltări, să spunem așa, substanțiale ale familiilor de albine când salcâmul a trecut. Acum okay. o să împachetăm. Așa, cu metoda care ție nu-ți prea place. O metodă care nu-mi place, să vă spun sincer, am preluat-o de pe internet. La fel ca o altă, am mai preluat ceva de pe internet. Dar despre acel ceva o să vorbim într-un alt video, și anume despre fogăr. Da, despre tratamentul cu fogăr. Foarte importante sunt și tratamentele la albine. Țin să menționez că în vatra de la Păiușeni, de la Stupina Popii, am tratat în toamna aceasta, în toamna anului trecut, cu Varostop, iar în luna decembrie am făcut un tratament cu acid oxalic prin picurare. Și zic eu că nu avem probleme cu varoa, cum n-am avut nici anul trecut și nici în celălalt an. Ok. Despre tratament te promit să ne vorbești într-un alt video? Exact, o să vorbim într-un alt video. Acesta a fost videoul din ziua de azi. Sper că am fost de folos. Eu sunt Florin. Iar eu sunt Diana, aici în spatele camerelor. Exact. Vă urăm o zi frumoasă. Și eu și cred că și urmăritorii noștri îți mulțumesc pentru video și pentru că ne ajuți, ne dai o mână de ajutor celor care suntem la început. Ne urmăriți și sperăm să fim de folos, în special apicultorilor începători. Așa, și vă rugăm să ne dați un like și un subscribe. Exact.